În episodul de astăzi vom vorbi despre șotile pe care le fac copiii în magazine, supermarketuri și centrele comerciale. Iar dacă nu vrei să scapi noile videoclipuri și să fii primul care le vede, dă click acum pe butonul de abonare și desigur nu uita de clopoțel. E foarte important. Să începem! Nu știu ce, totul e logic. Stă toaleta curată, frumoasă. De ce nu am putea să facem o testare dacă funcționează bine? De fapt, întrebări nu pot fi la copil. Întrebarea este unde sunt părinții lui în acest moment. Ce speră oare să vadă el acolo? Desigur că copiii sunt foarte curioși de felul lor, dar această calitate trebuie cumva limitată. Dacă copilul va petrece prea mult timp în magazinele de haine, nu e de mirare că micuțul va crede că manechinul e mama sa. E cu mult mai bine, el nu se mișcă niciodată din loc și mereu e cu copilul său. Copiii care sunt foarte flămânzi nu doar că se pot juca cu produsele, dar și să guste din ele. Să nu credeți că nu sunt educați, astfel ei efectuează controlul calității. Iată, vedeți, piersicul nu era bun. Dacă nu găsiți perne, le puteți înlocui cu pungile mari cu hrană pentru câini și copilului este confortabil și nu deranjează pe nimeni. Ideal! Cu toții cunoaștem că dulăpioarele de la intrare în magazin sunt destinate lucrurilor personale. De aici apare întrebarea, cine oare a considerat copilul său un lucru și l-a lăsat acolo? Voi ați văzut vreodată așa ceva? Dacă voi nu înțelegeți de ce vânzătorii nu iubesc micii cumpărători, atunci priviți această poză și veți găsi răspunsul. Cine va face ordine după? Părinții? Nu-i corect. Vânzătorii? Ne întrebăm, cine se face vinovat că acest ghemotoc de ață seamănă cu o minge și de ce nu ar putea să se joace cu el prin magazin? Desigur că copiii sunt atât de dulci și e o plăcere să-i privești cum ei fac cumpărăturile, doar că vânzătorii au cu totul o altă părere, probabil din cauza că rafturile după copii arată ca după cutremur. În general, în magazine poți găsi ocupații interesante. Spre exemplu, copilul își poate încerca puterile în rolul de stilist și să găsească ceva potrivit pentru manechin. Desigur, dacă vedeți în fața voastră un Moș Crăciun din ciocolată, numai decât trebuie să scoateți ambalajul ca să vedeți ce este în interior. Priviți, în interior nu e nimic, peste tot e doar minciună. Până când părinții cine știe pe unde se plimbă, copiii pot organiza o expoziție de perii de toaletă. Anume așa își încep cariera viitorii designer de interior, care după recomandă tapete cu print de leopard. Dacă se vând în magazin floricele și pânze de prins fluturi, atunci acolo trebuie să fie și fluturi. Nimic nu poate sta în cale pentru a prinde aceste insecte invizibile. Uneori începi să invidiezi copiii. E atât de minunat că poți dormi dulce în căruciorul pentru cumpărături când ești înconjurat de zeci de gustoșeni. Un shopping perfect! Copiii, desigur, sunt minunați, dar când ei ajung la supermarket, vânzătorii tresar de la ah și oh. Dacă nu ne credeți, întrebați orice vânzător. Ei vor confirma că unii copii mai bine ar trebui să stea acasă. Apropo, unii părinți mai fac și așa. Nu știm de ce, dar unii copii consideră că e destul de amuzant să te dai așa cu căruciorul. Însă nici managerii magazinelor nu sunt contra. Ei nu trebuie să spele podeaua. Ah da, unii micuți la fel pot iubi shoppingul ca și părinții lor și entuziasmați să caute prin toate hainele. Astfel, consultanții din magazine ajung să aibă crize de nervi. De ce pe rafturi sunt atât de multe cutii identice? Trebuie imediat să verific ce se află în interiorul fiecăreia. Da, ați auzit bine, în interiorul fiecăreia. Cam așa arată mostrele cosmetice în magazinele pe unde trec micile fashioniste. Ea încă nu știe pentru ce trebuie aceste palete, dar deja se învață activ cum să se folosească de ele. E greu să îl învinuim pe acest tip de abilitate de a se acomoda oriunde. Dacă totuși trebuie să aștepți mult timp la market, de ce să nu o faci într-un fotoliu scump de piele cu un pahar de Pepsi în mână? Și copiii sunt capabili de multe când merge vorba de plictiseală. Spre exemplu, să se încălcioască în haine în așa mod încât, fără ajutorul maturilor, nici de cum să nu se poată descurca. Pentru a fi lăsat în pace în market, trebuie să te deghizezi foarte smart. Spre exemplu, să te îngropi într-un munte cu haine. Probabil că acolo nimeni nu vă va găsi și nici deranja. Clar, se vede că crește un viitor inginer. Oare e posibil să te abții fără a răsuci toate aceste mânere, robinete și fel de instrumente care strălucesc atât de tare?
înainte să luați copilul într-un magazin cu lenjerie intimă, explicați-i unde se îmbracă și de ce nu e corect să le pună pe cap. Sunt și fetițe mici care sunt entuziasmate la nebunie de ideea că își vor alege o ținută nouă, de aceea ele cu plăcere măsoară 20 de perechi de pantofi. Nu e îndeajuns să te dai cu bicicleta prin supermarket, însă dacă te urci direct cu bicicleta în căruciorul pentru produse, e exact ce trebuie. Important e să nu cazi de pe această construcție. Dacă vreodată veți vedea în market un copil cu două capuri, nu vă speriați. Fetiței pur și simplu i-a plăcut o păpușă și a decis să o ia acasă. De obicei, copiii iubesc tot tipul de cereale, dar când sunt în magazin, pot construi ceva din ele. Alte distracții oricum nu vor mai fi. Se pare că acest tip a fost uitat în market cu câteva zile în urmă și el așa și nu a putut găsi ieșirea printre vitrinele din sticlă, deci aici îl putem doar compătimi. O idee la fel de bună, cum ai putea capta atenția a câtorva copii deodată? Le puneți un film bun pe un ecran mare și copiii nici nu vor intra cu voi în magazin, rămânând la intrare. Da, pur și simplu să te uiți la haine într-un magazin e prea banal. E cu mult mai interesant să vezi ce e sub haine la manechen și dacă totul corespunde realității. Oare cu ce s-au gândit părinții când au adus copilul la magazinul de lenjerie intimă? Se pare că băiatul și singur nu e prea fericit de o asemenea situație. La fel, în magazin mai poți să dormi, totuși dacă acolo se vând perne și plapume, nimic nu îți poate sta în cale să te acomodezi și să dormi puțin. Iată încă o modalitate de a găsi ocupație unui copil în market. E să îi permite să mixeze toate bomboanele din diferite cutii. Cum mai departe le vor cumpăra alți oameni e o altă întrebare și ea nu trebuie să vă intereseze. Iată, asta da decizie corectă. Cea mai bună faptă pe care o poți face într-un magazin de încălțăminte de brand e să găsești un loc liniștit sub masă și să tragi un pui de somn. Dacă copiii nu înțeleg pentru ce sunt destinate anumite obiecte din magazin, se pot întâmpla astfel de cazuri. Spre exemplu, ei pot crede că abajurul pentru lampă este o căciulă. Ori acest copil a fost ascuns în frigider pentru că nu a fost cu minte, ori el s-a ascuns acolo singur, de căldură. Nimeni nu cunoaște răspunsul, dar asta arată destul de înfricoșător. Unii părinți preferă să agațe copiii de cuier, ca ei să nu alerge prin tot magazinul. Trebuie să recunoaștem, nu e o variantă chiar rea. Asta desigur e o idee genială a tuturor magazinelor de electrocasnice. Puneți un televizor mare, conectați la el un PlayStation și toți copiii vor sta lângă el liniștiți în loc să alerge printre rafturi. Nici nu știm cine e vinovat, copilul care nu știe cum să se comporte în magazin sau părinții care nu înțeleg că el deja s-a plictisit. Când nu mai ai puteri să umbli cu mama ta prin magazin, poți să te ascunzi într-un fotoliu pentru copii, după care să te distrezi când părinții te vor căuta prin tot magazinul. Cine a spus că nu se poate să te joci cu salamul? Probabil cumpărătorii vor fi foarte fericiți când vor afla că salamul a stat puțin pe podea. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce șotii faceți când mergeți cu părinții la shopping. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade. Și da, nu uitați să stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la M!